Vaccinare amânată. Angajații din domeniile cheie trebuie să aștepte 10 zile pentru a putea fi reprogramați la vaccinarea anticovid. Situația a apărut întrucât dozele de vaccin sunt insuficiente. În această perioadă au prioritate persoanele cu vârste peste 65 de ani și cei cu boli cronice. Vaccinarea anticovid ar putea fi amânată cu 10 zile pentru persoanele din domeniile cheie. Dozele de vaccin nu sunt suficiente, iar persoanele prioritare sunt cele cu vârstă peste 65 de ani, persoanele vulnerabile sau cele cu boli cronice. Cei care s-au programat vor fi reprogramați printr-un mesaj SMS. Comitetul Național pentru Vaccinare a decis amânarea cu 10 zile a programărilor făcute pentru prima doză, dar numai pentru persoanele care deservesc activități esențiale, programate după 28 ianuarie. Decizia este justificată prin faptul că a apărut un deficit de peste 117.000 de doze, cauzat de reducerea livrărilor săptămâna trecută. În ultimele 24 de ore, județul Mehedinți au fost vaccinate 360 de persoane în cadrul celei de-a doua etape de vaccinare și 224 de persoane au fost vaccinate cu rapel la centrul de vaccinare la Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, la Spitalul Municipal Orșova și la centrul de vaccinare de la Strehaia. Până în prezent au fost vaccinate 5.397 de persoane, dintre acestea 5.013 persoane cu prima doză și 384 persoane cu cea de-a doua doză de vaccin. Președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva coronavirusului, medicul militar Valeriu Gheorghiță, a anunțat că scăderea livrărilor cu 51% față de calendarul programat a cauzat acest deficit. Soluția noastră pentru continuarea campaniei, fără să afectăm doza de rapel, fără să afectăm vaccinarea celor din etapa a doua de vaccinare, este ca începând din 28 ianuarie să reprogramăm cu 10 zile toate persoanele care deservesc activități esențiale pentru doza 1. Se asigură doza de rapel pentru persoanele care au fost deja vaccinate până acum, adică peste 441.000 de persoane. Perioada dificilă pentru noi este până la 15 februarie. E un moment pe care vrem să-l depășim împreună. Este nevoie să avem răbdare. E o situație care a apărut în mai multe țări europene, rezolvată prin diferite soluții, a precizat Valeriu Gheorghiță. Angajații din domeniile cheie care s-au programat la vaccin vor fi reprogramați prin SMS.